Bună seara, dragi spectatori! În această seară minunată eu vreau să vă prezint vouă un oaspete numai puțin minunat. Un om cu adevărat de succes, care a dobândit mult în viața asta. Nepodrajaemăi! Nepobedimăi! Dar nu trebuie de urlat, că... Un trandașir! Jos, pălărie, Sașa, că ești în încăpere! Da, nini... Glumesc! Un băiețel, Josan Vasile. Fratele meu, noi se așteptăm! Am pierdut-o, iubana, stu... Tăi, băia mea, stai, secundă, asta e un cadou de la mine pentru voi. Tăi, ne-am pierdut-o, eu m-am batat într-o seară și am pierdut-o. Am înțeles, asta e un cadou din partea mea pentru voi. Sunteți curioși aici? Stai, băi, uleacă. Tăi, că-i spiritul meu aici. Sunteți curioși aici? Foarte curios. Deci aici este aghiazmă, că am înțeles, sunteți sălbați. Este spiritul meu, nu te atinge dânsul. Bună seara, băieți, am înțeles, hai să ne saltăm încă o dată. Ne-am făcut tăi așa. De mâna, te rog, frumos, până nu voi fi nevoit să te bat. El-i cu tine? Brazi. Am înțeles. Sașa, e măsură. Iar? Da. Pațane, am o întrebare pentru voi. Care e... Și scop am venit eu la treaba asta voastră? Ei, dacă tot și în asta constă întrebare, eu că tare n-am vrut de la început să începem cu asta, dacă tu într-atât de tare bați în treaba asta. Nu, glumim, râdem, glumim. Bună seara, Vasile. Bună seara. Deci, tu ai venit la show-ul Apendicit. Mă înțeleg. Show-ul nostru constă în... Tu ești oaspete, tu ai venit să povestești o istorie. Între timp cât tu povestești istoria dată, noi trebuie puțin să facem de râs. Tu ai în stoc 5.000 de lei. De fiecare dată când te râzi, câte 1.000 de lei se arde din contul tău. E clar? E subînțeles. Când și domnul Alexandru Crapă... Mi s-a făcut apă în gură, mi-a adus spiritul meu. Super, bravo. Meu. Cât e el papă, eu pot să-ți dau ți-ai câteva întrebări. Am înțeles că deja ești om de succes, ai deschis afacere. Da, 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 vezi că te zdiți până la urmă, bro. Își permite, om, da, își permite. Da, da, cum afacere? Băi, slavă Domnului, mergem înainte, progresăm. Super, bravo, bravo. Și pe viitor și ai în plan să faci? Vrei să te legi de TikTok, de Instagram sau continui cu... Asta și mai departe. Cu asta cu ce? A fi influencer pe internet, plus la asta a fi om de afaceri. Asta le poți combina pe ambele, dovedești? Și a fi pozorât. El e cu tine? Eu nu știu cine e băiatul. Cine ești, pățan? Eu am tras, mă încălzesc. Ia luați-l. Ahrana! Caroci, da, o să le pot combina din simplu motiv că îmi repartizez timpul în așa mod ca să le reușesc pe toate. Cum începi tu dimineața? Interesant. La ce oră te trezești tu? Ce faci prima dată? La 1-2. Super, da. Într-adevăr, un om de afaceri. Se trezești la ora 1-2. Continuă. Dar știi de ce? Oare de ce? Pentru că oamenii de afaceri, ei își programează ziua. Adică eu aleg când mă trezesc, nu начальnicul meu. Dar adică și nu начальnicul tău? Femeie? Eu n-am vrut să spun asta, dar la... N-ai vrut să spui asta, dar asta e. Da, asta nu, e. Dar business cum se spune, după fiecare om de afaceri este o femeie puternică. Înseamnă că trebuie să spunem mulțumesc femeii lui Vasile că a ajuns el așa de departe, corect? Da, cum o cheam căuta cu pâșa va să începe cu... Vlada, băi. Pavlentina. Mai departe, cu internetul, ce facem? Ți-ai pus în plan ceva, poate proiecte noi, poate vreun content nou pe platformă. OnlyFans, am ca scop ca să fac o rețea de saloane floristice în toată Republica Moldova. O rețea de saloane floristice? Doar în Chișinău sau în general în toată Moldova? Doar în Chișinău. Din ce cauză? Din simplu motiv că avem servicii de livrare, adică nu văd sensul să deschid un an în Cahul, atâta timp cât noi putem să ne deplasăm acolo. Adică voi puteți să vă deplasați în orice parte a Moldovei, corect? Exact. I și-a luat abonament la Bolt, știi că cu super, super, aveți șoferi, aveți curieri? Avem șoferi și curieri. N-aveți nevoie de cineva? Eu am un prieten care stă acasă și nimic nu face. Dar el și poate să facă dacă... Idee, ca exemplu, să doarmă. Pe profesional. Profesional doarmă. E cu voi, pățanul ăsta? Are emoții. Nu, ți-am zis că am intrat să mă încălzesc, mai atâta am să-i mai întins de atâta de cocoșel. El a terminat? Nu a terminat. El a terminat. Când a terminat, tu simți. Ia vreo două întrebări. Dă-și tu vreo două întrebări. Tu îi simți când el a terminat. Davai. Că de obicei buhnești curul. Nu e în asta. Vasile,
spune, nu, ceva despre viața ta personală, cum la tine planul ăsta tău, merge, merge spre căsnișii, nu-i nimic gravid de la tine, ales nu moare, la început. Deci, da, hai, te rog chiar. Mă numesc Răsan Vasile, vin din nu, statul Marcăsărea. Nu, dar tăi indiferent cum te cheamă, eu te-am întrebat viața ta personală. Apă da. Mă numesc Răsan Vasile. Și prost e om. Uelo. Da. Mă numesc Răsan Vasile. Idiot! Eu... Nu vă zămâcnit! Și din el tățăr! Mă numesc Răsan Vasile. Mă numesc Răsan Vasile. Și începe a tremura. Ce spumă la gură, ce cazios, bai. Gata, gata. Și cum crezi, cine a zis al ei? Amuș, știi, ești prichini. Gata, gata, gata. Mă numesc Răsan Vasile. Nu, așa nu mai pas. Continui, te rog. Deci mă numesc Răsan Vasile. Idiot! Băi, da, da, nu, nu, noi îți dăm crezare, eu înțeleg. Gata, tu trăiești cu Vlad într-o casă, hai spune. Promit că nu mai fac. Smite fire, dezvălește. Una de asta, știi? Ci, 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 ci. Deci, ребята, ascultați, fiți atenți. Fiți atenți la urmă, vă întreb. Nu e nicio problemă. Mă numesc Vasile Josan. Hai, ui, ca să rămânem la punctul ăsta un ceas vreme. Da, ladă, ребята, am glumit. Mă numesc Josan, dar să-mi spun Joschi. Mai departe. Las că am auzit eu de spusele la fel ce de Joschi ești tu. Ascultă, m-am născut într-un sat departe. Cine a rămas acolo? Și n-a distrus psihica la atâția oameni. Hai nu da atât ori întrebarea asta. Bă, am înțeles. Din ce sat ești? Din satul Marcos, Răinul Băsari. Am venit în Chișinău pentru noi perspective și noi posibilități. Dar lumină acolo era? Am înțeles. Avem și lumină și răsărită. Cu ce te ocupai în sat? Băi, cu de toate. Eu am înțeles profesia lui, de bază era văcari. Erai văcari? Nu-i drept, nu-i drept? Da. Serios? Da. Mulgei, vâșile? Da. Mâinile nu au uitat cum smulgă? Părinții mei aveau 3 vești. Aha. Noi facem mântână, brânză și mergem la piață ca să ne câștigăm existența în sat. Așa, o mică afacere. Bravo, bravo. Într-adevăr, e de laudă. Haideți să aplaudăm și să nu ne râdem. Da, da, deși tu n-ai, deși tu n-ai încetat să produci brânză. Nii fetele ne-au zis. Deși nu am încetat? Să produci brânză. Eu cred că tu ai înțeles ce eu zic. Eu cred că e o întrebare fără sens. E cum n-are sens? Dar cum are? Fiecare am înțeles că de ce? Că producerea de brânză e fără perspectivă, fratele meu. O. Haideți, da, da, să vă povestesc. Da, da, ascultăm. Foarte, da. Foarte tare vrem să auzim istoria asta, ta. Da, am o rugăminte deosebită față de voi. Să nu mă întrerupți, că m-ați zăcălibit, amă. Nicio problemă, multistimate, Vasile. Sio, n-am la întrerup, n-am la întrerup. Sio, da, gata. Fiți atenți. Cuvântul lui n-are valoare, dar l-ascultăm. Hai. Cine vorbește după mine? Cum Ține-l. Eu am vrut să spun, cine vorbește după mine e pedaras. Deci, ребята, eu mă numesc Josan Vasile, am 23 de ani, vin din satul Marcos, Renul de Băsari. Sunt un tânăr ambițios care îmi doresc ceva de la viața asta. Progresez în toate domeniile care mie îmi plac, fac ceea ce mie îmi place cu adevărat și respectiv am mari succese, hai să spunem așa. Aici se desenează un pedaras, poate și a doilea mușa să apropie. M-ai întrebat și foarte vulgar din partea dumneavoastră, domnul Vasile, da, cum dumneavoastră v-ați permis să vorbiți cuvinte vulgare la noi la show? Păi uite, nu pidaras, pidaras, asta pidaras. E personalitate. Doamne, iartă-mi. Ca exemplu cum a spus la Rodom, știi? Rădița malcic, stane pidarastam, asta când tu te-ai născut. Eu eram acusat. Nu mă ner, brat. Am înțeles. Asta, cătate, era... scopul atât tema? Ia te rog frumos, povestește-mă de... o istorie interesantă din viața ta. Nu, stai, dar pe băietul... Nu, el a întrebat care e scopul. Ideea care e că atât, indiferent că tu ești Josan Vasile, că ești din Dubasa, știi că ca în caldare până la 10 ani. Tu nu povestești, te rog frumos, o istorie hazlii din viața ta. Și și la oameni asta și interesant, că lor alei tot unul. Mai facem în felul următor, istoria hazlii o lăsăm la final, ca Curie. Oamenii care ne vizionează să... Eu bă loc la oamenii și este ideea, măi, canal. Hai tu, crapă, eu asta ascult. Da, bine, da, da, da. Poți să vorbești când i-am oprit. Continui istoria care ai început. Nu e o istorie, eu, hai să spunem așa, și legat de viața mea. Cum am mai spus, sunt un tânăr ambițios. Asta le doresc la toți care ne vizionează, care mă cunosc cu mine deosebi, tine și pe TRK. Și mai am întrebare la voi, ребята, dacă totuși am venit. Ladna, tu ești Tolea Dog. Dog, da, ești câine. Dar tu, TRK, ce înseamnă asta? De la tractor vine. Tata meu e tractorist. Stați, el e tractorist. Cât ai și 150 plus 150? Cât ar să fie? 300. La tine gura pulă pute, bine?
Asta a fost la moment. Asta a fost bună. Am înțeles. Hai băieți, mai activ. Istoria. Băi, dar ce să vă povestesc? Vă istoria vieții tale. Ok, istoria vieții la mele. 9 ani. La 9 ani. S-o glușit. Tu ai început la 9 ani. Apă, da, ai fost batut cu cioarele în cap de către prieteni. Deci, domnul Vasile Josan a fost abuzat de colegii lui din sat. Foarte violent. A fost bătut cu bățul în poponiaț. Lana, glumit. Nu știu, asta prima și nu e. Continu. La 9 ani tu ai început să povestești. La 9 ani. Da, ai uitat așa? Eu la 9 ani avem 9 ani. Da, nu n-am! Redcă-stea asta! Da, băi, nu, haideți, dați să fim serioși. Suntem foarte. Și vă interesează? Iată, voi m-ați invitat aici, că ai invitat, da? Am impresia că eu sunt cel mai important om aici. Clar lucru, tu ești oaspete. Mai important ca tine e socul de pe masă. Mai important ca tine nu e nimeni în această sală, dragul. Am înțeles. Aștept întrebări de la dumneavoastră. Hai spune așa. Nu și ne amintești ni istoria cu ne Caras. Ne amintești de da, Caras. Nu mă că noi cu... credem că este mai deștept. Hai, gruziți-mă. Hai, gruziți-mă. Eu aștept. Gruziți-mă. Vasile. Numai că, Vasile, hai întrebați-mă. Tot și-a început istoria vieții tale. La 9 ani ai fost botezat sau bătut, așa și n-am mai înțeles. Zintr-o da, continuu. Chiar într-adevăr, da. E interesant. La 9 ani am fost blestemat pentru o viață mai bună. Super. De către cine? De către toate. De către toate doamnele care mulgeau Vasile în sat, da. Că Vasile lua brânza, știi? Și o duce la piață. Păi, ce să vă mai povestesc? Povestește lui Alexandru istoria cu țiganca în centru. Te-ai savacuplit cu o țigancă în centru? Nu, dar eu cred că tu le poți să povestească. Tu știi ce-am pățit? În caz real, noi doi în piața centrală. Tu nu știi ce-am pățit? Noi în centru, în piața centrală, ziuanează mare. Nu știu, eu atunci eram în butilcă. Doamne ferește! V-am mai povestit cuiva istoria asta? V-am povestit istoria, băieți! Dacă nu, nu, dragi spectatori, ascultați, e o istorie cu adevărat foarte interesantă. Deci, eu cu domnul Vasile, ziuanează mare, ne-am pornit în piață după un kilogram de brânză de casă. Vasile, nostalgie l-a apucat. Da. Și mergem prin piață și când colo, dintr-o mojilă mare de oameni, ies o țigancă și zice, băieți, eu vă zbăgăcesc în palmă viitorul și trecutul și prezentul. Vasile, zici, hai, este frumos că noi ne ducem după brânză, când însu al ardeiului era foame, lui era poaftă, da? Poaftă. Poaftă, da. Borfăie pe bânci. Da. Și ne ducem noi, mergem vreo 2-3 pași, țiganca de mână. Vasile, Anatole, opriți. Vasile s-a mirat, s-a uimit, cum așa, de unde știe numele meu? De pe TikTok. E prebătrână, doamna, să aibă TikTok. Ne apropiem noi de dânsă, e zici, cine zici de lei și vă găcesc în palmă? Vasile întinde palmă, păbuță suită, zici că și eu spus, tăt. Trecutul, despre 9 ani, despre bânză, despre vacare, despre părinți, mamă, tare, despre prezent. Eu zic, el așteaptă în viitor. Mie mi-a gășit și eu fost în trecut, și în prezent, și în viitor, tăt absolut. Mulțumiți, vrem să plecăm acasă și țiganca din urmă. Adesea vă gășesc eu vouă când a să muriți. Eu n-am vrut, pe mine asta nu m-a interesat. Vasea zici că nu e neinteresant. Și Vasea întinde palma. Și țiganca și ei zice, fix ziua, când a să moară și la și ori. Știi când? Când? Când îți nimbelești pula. El m-a zăibit. Ладно, ребята, eu știam ideea, pur și simplu am decis să-i susțin, știi cum? Știi tu! Oamenii s-au străduit. Știam, idiotul ăsta ne-a zis. Nu, el știe istoria, dar într-adevăr a fost frumos. Nu? Nu. Nu. Ok. Deci. Mai frumos ca florile de la dânsul din florărie, nu-i nimic. Deci, pe viitor, pe TikTok, ceva colaborări cu cineva? Băi, da. Vreau să înaintez un proiect acum. Aha. N-am să vă dau multe detalii. El e super tare în Republica Moldova. Eu sper că tu nu ai de gând să crești Vâși în Chișinău. Te rog frumos. Pui-te, brat, și așa. Uai, lasă Vâșile în Dubasari. Uite, e o afacere destul de profitabilă, mai problematic cu vacarii, că sunt doar doi în localul ăsta, tu și cu Tolea, înțelegi? Uh-huh. Și atâta timp cât voi faci show-ul ăsta, posibil că voi n-ați aveți nevoie de un post nu, de lucru. Dacă noi suntem vacari, atunci Vasile este vaca. Sau buhaiu.
Nu, da, doamne! Nu, da, doamne! Pui și plașii deja. Înțeles. Mai departe. Trecem la istorie? Da, eu cred că ar putea să trecem la istorie, că el ne-a plictisit cu istoria vieții. Saș, hai de o întrebare. La tății indiferent. Saș, dă-i o întrebare, lui Vasile. Toate întrebările mele față de tine s-au terminat. Bine, te ce mă interesează asta e istoria care... Puteți să ne povestești tu nouă azi. Pentru că lumea tăți așteaptă istoria. De eu ne-am adus aminte. Vasile la noi a fost la Hasni căsătorim. Împreună cu verișoara lui. Împreună cu verișoara lui Vlada. Deci mie mi-e interesant, Vasile. Ți-ai găsit sufletul pereche. Mine altceva mă interesează. Păi nu prea. Cum se dorne într-un pat cu verișoara ta. Dar tu de unde? De ți astfel de informații? Nu știu, așa mă gândesc eu. Nu, noi nu dormim într-un pat. Minunat, minunat. Deci, din ce cauză nu ți-ai găsit suflet perechi? Păi nu mi-au convins criteriilor mele, hai să spunem. Dar te-au ales pe tine, că noi sincer da, n-am. Da, m-a ales pe mine. Ok. N-avei perigar. Nu. Și criterii ai tu? După care criterii îți alegi tu ție o domnișoară? După care caracteristici? Deci, eu, domnișoară, hai să spunem așa, mi-aș alege după următoarele criterii. Cum ar fi? Să fie gospodină, în primul rând. Să știe ce își dorește de la viață. Efectiv, să poată face ceva. Adică să nu fie... Dar ce anume să poată face, domnul Vasile? Cum ar fi să-și câștige existența fără mine? Super! Și am o întrebare la tine. Eu la tot asta am o întrebare. Și cam de ce tu ești cu Vlada, dar... Păi pentru că ea este un verișoara astfel de om. E verișoara mea, da? Dacă familia trebuie să fie unită. Am fost educați de aceiași oameni, într-un sânul familiei. Da. Nu, totuși nu ți-ai găsit suflet perechi. Nu, mi-am găsit până. Nu era nici o domnișoară care corespunde cerințelor tale. Nu, acum pentru că, nou. Uite, m-am gândit, am o verișoară atât de perfectă, hai să spunem așa. De ce eu trebuie să mă duc să-mi caut... Dacă poți, bine. Mă fut cu dânsa. Spune, având așa o verișoară perfectă, prima dată al văd. Având așa o domnișoară perfectă, nu te îngrijorezi? Că? Nu, dar doamne, poate vor apare pe viitor niște copii cu maladii, de exemplu. Cam înțeles că sexul... Și mai ieșit unul ca tine. Sexul între rodime are probleme. Uite, trăim în secolul 21 unde medicina e foarte dezvoltată și eu cred că chiar dacă or să apară niște copii cu maladii, ei or să fie lecuiți. Pentru că noi să avem astfel de posibilități să închinăm niște ruble și să lecuim copiii. Sau ori faci și TikTok. Nu văd în asta o problemă. Ca Vasea. Dar văd o perspectivă. Super, nu, bravo, bravo, bravo. Ai în plan să te mai duci la niște proiecte moldovenești? Uite, nu am un plan din simplu motiv că nu prea dispun de timp. Ok, nu, totuși om de afacere, da, când începi afacere, ești tot mai ocupat și mai ocupat. Bravo, mă bucur pentru tine, într-adevăr, ai ajuns departe. Și asta zic sincer. Mulțumesc frumos. Sperăm că și noi astea ajungem din urmă și dacă așa Dumnezeu mare, încă așa să te întrecem. Băi, de da, și ne dacă nu concur. Eu vă urez de două ori mai mult și îmi urați voi mie, hai să spunem așa. Aha. Mrazi! Și cum eu, măi, două ori să mor, nahui, cum așa? Două ori ești fost cu nasul în cur. Nu e posibil așa dar ceva. Dar totuși el nu neagă faptul că... Că ar putea să ne ieșim nasul în cur. Vasile, fii bărbat. Super. Istoria. 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 Băi, dar sunteți... Pregătiți moral, fizic, spiritual, moral, te rog. Spiritual. Total. Total pregătit. Deci haideți să începem de la mai mic și la mai mare. Eram cu un grup de prieteni. Stop! De la mai mic și de la mai mare. Erai cu Mania până la King Kong? Și ai avut o vedere prin asta? Asta e așa o frază pentru început. Un intro la mica mea istorioară. Bine, deci eram cu un grup de prieteni și ne-am adunat noi la un apartament să ne distrăm, jucam Monopoly, Mafia, chestii de genul, da? Erau și fete, cât și băieți. La un moment dat, un bărbat s-a apropiat de mine, m-a cuprins și m-a sărutat în buză, dulce, nu al uit până acum. George, vin încoace! Deci, la un moment dat, un prieten... S-a apropiat de mine? Un cunoscut de-al meu și-a dorit mult să fac o glumă asupra mea, da? Deci, cât stăteam jos, cu cărțile în mână... Dezbrăcat. Acel băiat, așezat pe sticlă. Cât toți...
s-a pus cu fundul la capul meu și a dat drum la o beșină. Ei, Doamne da. Ferește! Doamne iartă-mă! Acum să vă spun continuarea. La un moment dat, eu m-am ridicat, am așteptat momentul potrivit. Ai așteptat să-i risască. O, inspirat de gazele astea ieșuate. Te rog frumos, fii mai amabil, nu mă stupa că istoria n-o să primească. Deci, la un moment dat, m-am ridicat, am ieșit din cameră, am scos așteptat, butelca. Am pasit. Din cur. O pasit omul. Am pasit omul când el a să așeze, eu când a strag atenția. Și la un moment dat, când m-am apropiat de el, să fac asemenea ceea ce mi-a făcut el. Doar că eu am dat chiloții jos și când am vrut să mă beșesc... El te-a înșipt! Nu! Când am vrut să mă beșesc, m-am căcat. Serios? Sper că nu l-ați mâncat, te-ați drosna. Și mă! Unde te-ai căcat? Jos! Ce nu pierdesc o dat? Nu a ajuns până la el! Băi tu, s-a dezbrăcat-o drosul obișnuit, eu te-ai căcat tofâlcă! Băi, iau-te, mi-e fac cruci că așa a fost. Tu ți-ai chipul niște pampasele de astea ca la capre. Ok! M-am rușinat pentru că era foarte mult. M-am rușinat și am fugit. Am fugit de pe planeta asta. Tu ți-ai chipul, băi! Poza asta cum e corogol, murdar de căcat! Fuge prin casă! Dar nu era murdar, băi! Nu era murdar, chiar era de ăsta shoi care a fost... Unde shoi? Unde shoi? Vasile, eu nu-ți mai încercăm o dată, vrei? Nu, nu te zica cu focul ca ei... Nu, știi cum? Cum, el așa... Eu dacă te lăs, brata, pe tine împlu... El a împușcat ca săgeata? Așa... Așa, știi? Nu, ca săgeata, cam în felul următor. S-a auzit. Dar tu ce ai, băi? Și era în curs. Tu mănânci suhamiatcă. Chiroani, băi. Chiroani? Chiroani. Băi, era așa o istorie. Un merit... unul la închisoare, își zice că băi pățari. Dacă vreți, puteți mă în curs. Dar eu am mâncat înainte de asta niște sticlă stricată, caroși. Ți-ai închipat? Eu mă zic cum este. Asta tu... Dacă deși tu, nu doar Vasea ți-o zis de la începutul emisiunii, nu o povesti viața lui personală și stând de pușcărie, te-o rugat, nu? Vas, da. Asta-i, toată istoria ta a fost că te-ai băligat așa ca vaca. Băi... Dar tu ai luat, tu din sate că ai luat asta, tu cred că, când îmi plai cu curândul cu văștile, oare te gândeai, băleați, cât de ghine sunt-i vaca, așa că îl las așa fără, să șteargă, să duci. Eu cred că asta și-a fost tot caif, nu ai vrut tu prost așa obișnic. Dar tu de unde cunoști că toți termenii ăștia, cum îmi cu vaca, cum faci vaca? Mă uit, mă uit la televizor, mult. Dar tu de unde ești? Chișinău, Ciocan. Jură-te. Mă jur. Ai trăit în Chișinău toată viața. M-am născut la spitalul numărul 1 vis-a-vis de mall. M-am născut. Primele 3 luni de zile am trăit la Buicani. Coca și după asta toată viața mea pe genta latin. Mă scuz pentru întrebările astea, pur și simplu ai niște... Tiert. Nu, zămăși de țara n-am ca la tine, liniștești. Ba da, le ai. Nu, tot e ok. Le ai, Vasile. Asta poți să confirme oricine. Nu, asta e dacă să confirme auditoria ta de... Deci, telespectatori și telespectatoare, vă rog frumos în comentarii să ne confirmați dacă domnul TRK are zămăști de țăran. De om muștor. Nu, uite, știi care este ideea? Că sunt țărani ca tine, și om de la țară... Ca mine. Nu, tu ești țăran nu, și om explicat, de la țară. Nu, eu nu pot să fiu, pentru că la mine și viza de reședință și absolut tot. Certificat de naștere, eu pot tătătătăt să-ți confirm. Pus eu hârtie și să o bag până mă de vaschinării. Am înțeles. Cu chișorul să o bag. Dar de ce? Ce de ce prietenul tău ne-a lăsat? Prietenul? Eu cred că el vrea la baie. Auzând istoria ta, cât de smașna tu l-ai lăsat în mijlocul camerii, aha, eu cred că lui s-a făcut poftă. Dar el a venit. Chemați-l înapoi. Că... Anatolie, vină te rog frumos. Eu cred că tu l-ai lăsat licinca așa, da? El s-a făcut poftă, sticași așa din cioare. Anatolie, haideți acum un șir de întrebări. Deci, din partea dumneavoastră, 5 întrebări la care eu voi fi nevoie să răspund rapid și după care mai puțin dezvoltat intelectual, domnul TRK. Asemenea, okay, să-mi dai 3 întrebări, că el cred că mai mult n-a să aibă teagă. Eu pot să-ți dau 1 miliard de chișoare în chept. Hai! Sponsorul general acestui proiect este Davidan, cea mai bună patiserie din țară. Deci, 5 întrebări, da? Eu cred că pe mulți îi frământă întrebarea oare... Unde e magazinul tău de haine, Vasile? Magazinul meu de haine nu mai este. Din ce cauză, Vasile? Din simplu motiv că nu era rentabil, era foarte costisitoare arenda. La un moment dat am decis să-l închidem pentru că, băi, nu mișe așa. Cât costa arenda? 5.000 de euro.
5.000 de euro? Exact. Unde? În Unic, centrul comercial la etajul 4. Poate să dar cine a luat tăti borfile? Cine aștept de jos la casa ce vreau? El a închiriat tăti etajul 4 la închiriat? Nu, un singur magazin. Un singur magazin 5.000 de euro? Băieți, voi nu sunteți dezvoltați intelectual ca să-mi oferiți astfel de întrebări. Adică voi nu cunoașteți piața, nu cunoașteți cam și prețuri pentru arendă. Nu suntem dezvoltați mulțumesc, intelectual. Bă, deci, nu mă cavase, primul război mondial, anul, rapid. 1914. Din ce cauză? Căfimeia lui un rege! Eu sunt pula lui alt rege! Idiotule! Din ce cauză s-a început primul război mondial? Pentru că a fost asasinat, am uitat cum îl cheamă, Frederic. Frederico! A fost, deci a fost asasinat. El și-a amintit dildo amuielul cuiva din casă. Uite, eu îmi aduc aminte că a fost asasinat un rege, hai să spunem așa, după care a cui rege? A Tajikistanului. Austriac. Un rege austriac. Poate austro-ungar. Austro-ungar, ok. Nu, e pe aproape, vezi? Acum îl chema? Artur. Frederic. Franz. Ferdinand. Ok. Oh. Băi, am uitat, sincer, am uitat. Nu e problemă, nu e problemă. Noi înțeleg. Noi avem foarte mult până la intelectul lui domnul Vasile. Da, intelectul lui de vacă. Tu ți-ai scris întrebarea asta înainte ca să vii aici. Da, asta e unica temă care mi-am învățat-o la școală. Ok. Da. Care este formula cocainei din chimie? Cum, idiotule? Tu nu știi. Mâine pui mâine florișele sus, sucă. Asta trebuia ceva să vinzi. Învață. Învață. Oi, asta sunt bagați. Vă rog, de ce, bagați. De ce voi... Noi puteți bagați vorbim, așa cum bag eu ciorul în vase. Hai spune-o. Nu promovați prostie o mine asta. Corect, corect. Deci a treia întrebare. Da. De ce... Țara noastră minunată, Moldova, se numește Moldova. De la taurul care se... De la șezerile, stai un pic. De la șezerile. Deci când Ștefan Vodă se fugărea după un... Ștefan Vodă, da, Ștefan da. Vodă, aha. Ștefan! Asta erau niște așezeri? Nu Dragoș, dar da, Ștefan. Băi, dar știi ce am făcut eu acum? Stai, băi! El ne controlează! Stai, nu. Eu, de fapt, am controlat să văd dacă tu deții careva informații când pui okay. întrebare. Dar okay. El ce deține, avea... el asta-i ghimaroiul de gură. Dragoș Vodă avea un cățăluș Molda, când ei se fugăreau după un zimbru. Zimbru ăsta tot este ceva, hai să spunem așa, de la noi de stat, care au rămas foarte puțin ca dispariții și îi găsește în am uitat cum se cheamă. În Dubasar, la tine în sat. Nu. Cum? În pădurea domnească. Da, în pădurea domnească. Aha. Îți vreau câțiva, hai să spunem așa. Deci când acest Vodă se fugărea după zimbrul ăsta, câinele lui Molda s-a necat într-un râu. Care râu? Râul Nisip. Ia la sculeanca s-a necat. Vase. Dar care e râu? Vase. Dar și cata asta e legendă catare. Păi da. Noi, într-adevăr, nu e așa. Vapșe, de unde vine denumirea Moldova, știi? De unde vine? Într-adevăr, nu? De unde? Ia că ești citești și izvest. Asta e legendă și ai povestit okay. tu cu câini, balaui, sărituri, păi necături. Nu? Nu. Eu tot așa știam. Nu. Nu? De la nu. Ce? Hai povestește așa cum ești. Nu, ia că ați vă uitați. Ia că asta... Ribeata, peta, vă uitați și să aflați de unde vine denumirea Moldova. Deci poți vedea că asta au fost niște așezări a dacilor. Tu gândește la întrebări. Davai. Deci, a patra întrebare. Hai să trecem la biologie, cred că, nu? Davai. Care e hormonul principal bărbătesc? Test. Spermatozoidul. Frumos! Bravo! Spermatozoidul, Vasilii, faceți cum îl fiți. Intelect. Carazi, vin încoa! Ia, te rog frumos ucenicul, deci. Fratele, el te rog. Neamă, ăsta tău. Pasă-l, Vasa. Și că lasă, se termină filmările. Hai, spune tu care. Și așa, și. Care e? Testosteronul. Te-o standat, indiciu, șoclije. Am înțeles, ok. Ok, dar hormonul feminin? Poate libidiu? Sau poate libidaua? Am înțeles. Sau poate, cum a zis Vasile, spermatozoidul? Vasile, dar tu ca de obicei leși spermatozoizi în domnișoară sau iei cu tine acasă? Nu, sincer. Hai până la baie cu mine. Nu, stai așa, stai așa. E interesant, tu-ți leși
Hai pe la baie. Hormonul tău principal acolo. Hai dă-mi ultima. Dar asta el a deschis hormon. E interesant. Lasă așa na praizul sudbă spermatozoizii lui. Vasea, doamne ferici, sunt sămânțăși. Ce figură, blea. Uf, m-a speriat. Vasea. E văzut la dâns sistema de operare cam întârzi. Da, Pentium 3 ca la tine. Gata, nu plânge. Nu plânge. Nu plânge, gata. Gata, ui, mai mână. Gata. Liniștești. Îi sugerez lui verișoara lui Vasea, nu fășeți copchii, doamne ferești. Doamne ferești. Dă ultima întrebare. Hai de tot că e intrat liniștească să zic. Nu te beșe cu gura pe ăla de lieză ce ești tu. Nu ești gemaroi, e așa de mare. Am înțeles. Hai mai departe, uite, s-a măstrochit în pul. Fu, blea. Asta nu-i vafli tăi, bă, tot normal am știut suc. Băi. Hai, spune tăi, ultima întrebare. Poți să mi-o dai din agricultură. Din agricultură. Ce rasat folosești la orhideele de la tine? Care pământ este cel mai răspândit la noi în Mollu? Cernozemă. Cernoslivul, nu? Eu prost am auzit unii mări răspunderi lui lumea, știi? Cernosliv! Cu verina! La tine în satul verina era lutul. La mine în satul Ciocana, da, ribeata, dacă îl vedeți undeva pe Ciocana, puteți să-i introduci caloșul în cul omului, că el vrea, știi cum? N-ai tu legătură cu Ciocana, Sașa. Eu ți-ai pus să-ți bag adeverința de naștere, să-mi spună mădva schinării, să-ți demonstrez. De unde vizi la mers de reședință, de unde, cum ce-l vinci. Tu le-ai falsificat, uite la tine că ești bioxid de clei. Bioxid de carbon, poate. Am înțeles, hai, Anatolie, gata cu întrebările, sau mai vreau? Da, uite, Vasi, nu vreau să-ți dau întrebări, noi toți am înțeles că tu cam ești o lecție că nu prea dezvoltat la noi, știi cum, dar în fine. Ai paracetamol? Da, paracetamol? Hai spune tu, 5 întrebări. Nu vreau eu să-ți dau ție 5 întrebări, eu vreau să aud de la tine încă o istorie hazlii și cu asta să încheiem nota, pentru că, sincer, noi toți am înțeles că ești degradat. Gata, ești căcășos. Dar n-am eu întrebări. Dacă, de exemplu, povestești cum ai mâncat bătaie pe plajă la Vadul Vodăc. Noi toți am văzut cum îți țăriu tapcii din cioare. Din și cauză. Și apropo, de ce tu ai încalțat tapcii lui verișoara ta, Vlada? Că eu am văzut srozovi. Deci, da, Vadul Vodăc, dar e o temă, hai să spunem așa, interesantă, care până la urmă nu a fost discutată, da? De fapt, n-am mâncat nicio bătaie. Am văzut. Și dacă să fim serioși, la modul cel mai serios, dacă băieții se încordau acolo, noi într-adevăr mâncăm bătaie. Dar ei cam, nu știu, ca căcau în pantaloni. Dar eu am văzut, tip, sunt stoică, eu cred că ești McGregor. Te vezi stoică? Da, da. Eram o leac servit. Eu aș spune că nihuia себе. Da. Eram servit. Nu îți pare că din sara și eu și-a pus să cu plească verișoară. Hai spune. Păi eram servit. Și vrem să ne cătăim cu chestiile astea de apă, jet ski-urile, da? Vrei să cătăi ca Andrușa acela, știi care era pe plaza, praf cu bățul. Auzi, dar pe ski-uri de astea, nu te cătăi niște noaptea, pe în somn, știi? Dar tu nu ți-ai minte data trecută când s-o cătăit? Când o dormit cu noi în doi? Da. Eu niciodată n-am dormit cu voi. Tu erai după seara așa la Vadul Vodă, că am servit. Am înțeles, hai, dați-vă povestesc dacă... Da. Deci eram servit, da, și la un moment dat noi vrem să ne cătăim cu jet ski-urile astea. Uh-huh. Ne-am apropiat de un domn care dădea chestiile astea în chirie. Uh-huh. Și respectiv îi spune, băi, iată, noi vrem să ne plimbăm cu chestia asta. Așa și a spus domnul, băi, noi vrem să ne cătăim alea cu chestia asta. Nu, am spus, băi, am zis că noi vrem să ne plimbăm cu chestiile astea. Pe alei. Eu vreau să o scot la plimbare, domnul, puteți să-mi permiteți, vă rog frumos, rucica la jet. Rucica. Eu prășu rucica. Spune. Hai vorbiți voi, dușiți-vă. Ați căcatule aici, dați mă scolă. Am înțeles. Deci, și la un moment dat când am vrut să mă plimblu, să ne plimblăm, de fapt că noi eram patru... Plimble cu motocicleta de apă? Da. I-am comunicat domnului în cauză că noi vrem să ne plimblăm, el a spus că ții nu-ți dau voie din simplu motiv că ești servit. Uh-huh. La care... Dar nu ați zis pe TikToker, pe Darasmus? Nu. Am înțeles. Că ești servit, după care noi am... Ok, dacă min undeva, i-am propus și bani cu o sumă, nu știu acolo... Simbolică, da. Gen, că el spune că eu să întorc scooterul ăsta. Și i-am propus o sumă simbolică, el a fost categoric împotrivă și a zis că ca, tu nu, dar e ca prietenul tău poți scăte, că el, tipa, el era la volan, el era treaz, da? Și a zis ok, dar hai prietenul meu să plimble. Între timp, iată noi stăteam, așteptam, am vorbit, între timp, s-apropiau alți oameni
Adică ca și cum era un rând acolo, s-a format un rând. Dar noi eram primii care trebuie să ne cătăim. Și s-apropiau alți oameni, zduș eu, mai vine altul. Și cumva pe noi nu ne băga în seamă. Și eu băgat în pulă, ca și TikTok. Eu comunic de chestia asta, îi spun, tipa, domnul, zic, uitați, noi stăm în rând, la care el îmi comunică, du-te băi, vișa că m-ai zaibit. Super! Câinii ești tu, da. Păros. Și da. Eu, la un moment dat, am făcut un apștibot. Oh! Agresiv! Doamne, agresiv, cum băiat. Ai putut să-ți permiți să ridici mâna la un om în vârstă? Da, care? În vârstă. Deci, uitați-vă, în situația dată, Josan este absolut nedrept. Dar nu eram vârstă. Fiind servit. Nu eram vârstă, dalbaiob. Pohui, el. Nu absolut. Spune de hunea o asta. Dalbaiobă, ăsta era servit. Nu eram vârstă. Era un pidoraz. Eu nu ne spar că el astea aștepte la ușă mâine. Caroce. Și... Dar el n-are internet unii pulas. Cum n-aveai și tu în Dubasac? Caroce. Am făcut un apștibot și s-a început acolo să sartez, da? E caroce, știi, numai... Roci numai chestii de astea. Ia să știi ca la discotecă în sat, la Vasea, că am fost odată. Da, dar pe văzut patru odată. Numai urlătură. Și caroci noi ne-am răscădit. Tipa ei caroci se ține unul pe altul într-un fel. Îi spune Josan, că eu am reușit, tu înțelegi, că eu obținte. Și bun, și dintr-o parte ne filmau acolo, că tare s-au aruncat două ucioare de-a lor. Ia mai să nimeni te închem, Bătric. Prietenul meu, Colea, e ftută, n-am băut la unul. Și noi, caroci. Și prostă, noi ne-am dus și am băut o pivă și ne-am dus mai departe. Împreună cu băieții? Nu, care v-ați bătut? Ei s-au dus. Deci până la urmă cu ei cum s-au rezolvat? Noi că tare ne-am bătut asta numai pentru că ai să ne filmeze de pe plajă. A, asta a fost o înțelegere. Da, asta a fost o înțelegere. Super, eu propun dar atunci să haipanim și programa asta. Pidoraș! Și acasă asta... Eu tot unde-am știi botlă toată. Alo? Și să închet programa. Asta a fost bune. Așa? Asta sunt puște, nu? Ați văzut? Asta sunt puște. Asta sunt puște. Cum am pușcat și... Pula mea în gura ta. Căcatul ăsta de Josan cândva pe TikTok. Băi, hai de 5 întrebări, da, te rog. Dar nu ne interesează. Dă 5 întrebări, lui și gănești. Prima întrebare, ți-am zis. Formula chimică a c***inii. Dar nu cunosc. Fără voi droguri și ești idiote. H2O. Nu-i H20? Nu. Gândește, Ghi. Hai. Eu idei n-am și să-ți dă. Lui întrebări, Saș. Care floare cel mai repede crește? Din cur la om. Băi, nu știu. Nu știu. Sașa, dă să sădim una la tine. Da. Nu, la mine, brate, la mine cur e strâmb, știi cum? Eu propun la Vasea, știi cum? El trecând printre atâtea provocări. Nu, am înțeles. Dar eu nu vreau intelectuale, care e sens? Da, 5 întrebări, lui, dar nu, tipa, nu intelectuale. Băi, bun, carașo, cum și e justul asta că se deschize florării? Deși nu bordel. Okay, asta tot e o temă foarte interesantă. Hai să spunem așa, eu în 2019 spre 2020 m-am întors din Franța cu o sumă semnificativă de bani. Eram cât aveai, 1.200 de euro? Eram pe timp de pandemie și respectiv ne distram, banii se duceau. La un moment dat am înțeles că băi, trebuie ceva de făcut în Republica Moldova, că așa nu e ok. Sintru în TikTok. Am făcut cunoștință cu o domnișoară care aparent se ocupa cu livrări la domiciliu, cu flori, făcea chestii de genul. Și ei mi-au comunicat că băi, de ce nu încerci tu, că dacă totodată ești influent pe internet, o să ai posibilitatea să te promovezi singur pe tine și să crești. Și am zis, de ce și nu? Și am încercat. Și când am văzut că sunt solicitări și lumea cumva tipa spros răjdaie potrebnosti, i-am zis că, băi, asta e ceva ok. După care, eu vreo un an și jumate, poate doi, am făcut livrări doar online. Adică oamenii comandau online la mine și respectiv eu duceam online. Ați înțeles cât e de hitră voi, Banei Vasile. După că... Oamenii fășeau comandă, el și la Talcioc cumpăra și gândea mai scump. Hitră voi, Banei, eu zic. Nu la Talcioc, aveam furnizori de flori, oameni care importau florile. Că eu comunicam cu dâns și ei îmi făceau buchetele, toate chestiile. Eu nu cred că ei comunicau cu dâns. Deci, și la un moment dat, după ce am întâlnit-o pe verișoara mea, Vlada, păi... El nu ne-a dat voie să mă ocup cu altceva decât flori. Băi, ea nu leacă de stopă. Ei, ăștia mă doare șorul. Băi, eu nu știu de tare, dar nene, ce e, bă? Deci, după care eu mi-am continuat ca... Asta spuneți, știi? Deci... După care eu mi-am... Sașa, mă asculți? Tolea, fii atent, ca să te întrebi pe urmă. Deci după care eu am întâlnit o verișoară mea, Vlada, și am spus că, băi, de fapt, mi-a spus că hai să deschidem un salon floristic.
Și noi mult nu ne-am gândit, am găsit prima arendă la care operativ, timp de 2 săptămâni acolo am amenajat tot frumos, am deschis SRL, am conectat sistemurile de plată și tot așa mai departe. Și iată, cam în felul următor. Hai, eu dorgem până. Și după care eu... Băi, dar vă spuneți asta, s-o degeaba fut capul. Vă spuneți... Asta e pizdata, că păi, eu fătut-o și agresc cu două pulbele. Stai, și nu s-o terminat? Băi, hai, vai să închideți rău frumos. Și cauți băiete ăștia? Stai, că eu nu mi-am terminat istoria, duceți. Asta. Nu mi-ai terminat. Și eu am de la început, tipa te-am. Nu, e momentul acela poți să-l pui... De la început nu trebuie să știi ce am întâlnit verișoara ta. Momentul poți să-l pui, tipa, așa ca un băc negru, știi, tipa, eu vorbe așa un pic. Uși ne-ai făcut ăia, idiotul. Ce-a mușcat? Lui în pulut. Ascultați. Deci după care, eu m-am întâlnit cu verișoara mea, Vlada, ea mi-a comunicat că, băi, Vasilică, noi trebuie neapărat să deschidem un salon floristic, pentru că este solicitat. Să te naibească, da, scripi din sa business, pinca loc, stilie, s-am înțeles. Este solicitat chestia asta și de ce și nu. După care eu am căzut de acord. Tu înțelegi că... Am căzut de acord cu propunerea lui. După perioada scurtă de timp, noi am găsit locații, am amenajat tot frumos într-un timp record, timp de vreo 2 săptămâni, am deschis un SRL, am adăugat caiemurile necesare pentru această afacere, ne-am informat. Ok, SRL era, doar că am adăugat caiemurile care erau necesare pentru afacerea care, să naibească în timp de 2 săptămâni, schimbi SRL, idiot! Care trebuia să o facem. După care, noi am deschis prima locație, totul mergea ok. Între timp cu Vlada vorbeam acasă că uite că mai trebuie să deschidem încă o locație, hai să spunem așa. Și Universul mi l-a transmis pe Dan Mișină cu o nouă locație în centrul capitalei, la care mi-a spus că Vasilică, uite, eu vreau că aici să fie, uite, eu am așa o arendă pe care pot să o propun să eu am văzut cu ce ai cu ce te ocupi tu și eu nu m-am gândit mult, Dan, am acceptat propunerea greșeală lui. Greșeală fatală. Greșeală fatal. Mai bine să vinde acolo cicoale pentru câini. După care, presupunem tot într-un timp record de vreo 2-3 săptămâni, nu mai țin minte exact, nu m-am gândit mult, am luat decizia, am început lucru și iată, acum ne găsesc și în centrul capitalei pe Ismail 86, lângă Davidan. Puteți să intrați să mâncați, beți o cafea, mâncați un New Yorker, un curtos. Mâncați o cafea, beți un New Yorker și nu intrați în magazin. Și luați un buchet de flori. Apropo, eu văd că sunt trandafiri negri, sunt da? Sunt în tricou de la Vivi Flowers, dacă n-ați observat. Dar ce înseamnă Vivi Flowers? Dezgășesc, eu știu. Vlada Vasile? Verișorii Vlada și Vasile. Nu, băi, Verișorii Flowers. Super. Țitoșne magnate, cum s-ar zici. Cam în felul următor am ajuns... Apropo... Dați să vă povestesc cum am ajuns la show-ul ăsta bezobrazne. Puhul la teț, L-am invitat pe Anatolie la deschiderea magazinului și respectiv el mi-a propus să vin în calitate de invitat la acest show nu prea minunat, hai să spunem așa. De ce? Că mai aveți de crescut, lăsăm loc pentru a crește. El e ok, dar se poate mai bine. Ești tu, deci, rog, am o întrebare, întrebătoare. Care e scopul lui... Să-ți beau sângele tău. Cum îl cheam? Artur. Nu Artur aici. Ți-am zis să-ți beau sângele tău. Îți dau eu răspuns, Vasilic. Deci, domnul Alexandru este prezent la show-ul dat pentru a încerca nervii oaspetului. Acesta este un personaj cu adevărat deosebit. Domnul Alexandru are o super putere nemaipomenită de a scoate un om din sărite. Și pentru asta noi putem să-l prețuim. Am să-l iubim. Aplauze, ribeata. Eu am glumit ca tare. În fine. Mulțumesc pentru invitație, ribeata. Mulțumesc ție pentru prezent. Că ai să dispar din viața noastră. Cu neapărat azi intru și azi eu flori negri. Foarte tare ne-a plăcut ca viața asta. Mulțumesc frumos. La și preț. Aici preț, apropo, da, că eu într-adevăr, eu vroiam, știi cum e, că eu să mă duc să fac niște bani, că eu lucrez, știi, la lucru, și să acumulez o sumă oarecare, că să vin să-mi iau, întrebu, 3 flori. 120 lei un fir. 120 lei un fir. Exact. Da, prin cunoștință, 150, da?
ca la neamuri. Da, nu, cred că tot același preț o să rămână. Mersi mult, mrazi, și ești tu. În fine, foarte bravo. Foarte bravo, ribeata. Sincer, bravo că te-ai apucat, nu fost varta, nu mai face nici o pulă. Mulțumesc mult că ai venit. Eu am o întrebare. Nu mă bați. N-al bați, n-al bați, n-al bați, n-al bați. N-al, n-al bați. Stai, ulea, stai, ulea. Deci. Nu-l bați, nu. O întrebare care eu cred că e frământă pe mulți. Cine e capul familiei la voi? Я мене очіпу і вірю, що аса кум шеді акасний костюм ді келік плетка. Фу! Ши інтервася. Хам-хам. Сарака воля. Интер Вася, амбатур лабиш. Да. Ломай меня. Да. Ломай меня полностью. Я хочу, чтобы ты меня ломал. Шевлада, иди ко мне, кровавый кунили. Я думал, ты где щи? Вася, не повести, да, шепа, секрет. Катарин, жди, я ума гандям, время сформулировать корректно, интербаре. Я ну, кред, к интер фамилии Тресфи, чинева кап фамилии. Тресфи, он лидер, кари... Аз да, ну, маму, чему, опоздык. Кари сфи ультиму кувынду по ел. Евидент, к ультиму кувынду иду по мини. De fiecare dată. Asta tipă când Vlad agraiește te și el la urmă. La revedere! Nu, asta a fost bun. Bun. La revedere! Băi, hai spune-mă așa, ne-i nipohu, știi? Zato noi trăim... Ne-i nipohu că Vlad e capul familiei! Ce mai important? Dar la voi în familie, cine e capul familiei? Dă-i mânuță. Cine e capul familiei la voi? Spune-ți ce asta. Două capuri. Noi poți să intri adevremenă în tine. Noi avem două capuri, dar poți să începi să-l suși pe meu. Nu, serios, voi trăiți împreună, da? Noi trăim împreună, da. Voi sunteți o familie. Noi suntem frate și frate. Nu, voi sunteți o familie. Cine din voi pasiv și neactiv? Vase, atâta timpul ai fost tu la noi în casă. Vezi, Vasile deja s-a deprins că între familie trebuie să fie incest. Deci, Vada, Vasile. Să-ți aduc un strapon de ăsta mare este. Cum îl cheamă pe cel de acasă? Raimundo. Raimundo, pe Raimundo. Răspundeți la întrebare, nu vă sleviți, că nu ca păi uite, răspuns la întrebarea noastră. Cine noi doar suntem frați. Între frați nu trebuie să fie pasiv, activ, sex, dragoste și tot așa mai departe. Frați, fii Ismail 86, de la noi îți cumpărați un buchet de flori. Noi nu avem prieteni, Vasile. Nu avem cu să-i cadonăm. Dar poți vă cadonați vouă pe darașilor și sunteți voi. Idiot. Super. Super puper. Super. Dă o mână caldă. Suca. Dă o mână caldă. La șara. Da, te dinise. Ui, dă-i trof, mă, duc în ahul. Tu l-ai chemat ușa lungă. Nu, dar zici, e foarte interesant, client. Da, lungă, lei. Tu l-ai chemat ușa lungă. Eu nu pot, înțelegi? Uite-te. Dar ca noi, la momentul dat, suntem la show. Show-ul nostru se merge pe de ce. În timpul operației, noi nu putem lăsa clientul așa. Bolnavul, uite, el acușa să moară, nu, de Doamne. Dacă Vasia... Eu cred că nimeni să-l plângă. Dacă Vasia moare, Vlad, dacă îi rămâne. Apropo, dar pe cine-i scris business? Pe cine-i deschis SRL-ul? Vlad, dacă ceva ți-ai găsit la verișor, ioban asta, familie mare. Uai, cum adică pe cine-i scris business? Nu, SRL-ul, pe cine-i deschis? Pe Monia. Pe tine? Da. Serios? Da. Deci eu cred că am auzit de la Vasile tot. Foarte interesant, bucuros că a venit la noi la show. Catarin, eu pot să spun să o seară bună și mulțumesc. Cu mare drag, băieți. Și azi venim după un buchetel de flori, asta îl cadonăm ție. Asta obligatoriu. Eu o să vă urez vouă succes în continuare, să vă vină mult lume interesantă aici. Într-adevăr, aveți niște întrebări prostești. Vasile azi s-a râs, vă să duc fără bani. Vasile, în datorie, apropo. Noi tu... la ceva zi așa să luăm flori în suma dată. Dar nu aveam cum să nu mă râd, pentru că mi-a fost amuzant. Tu ai înțeles că te-ai dus foarte tare în minus și tu ești cu mâna goală azi acasă, da? Da, nu e o problemă. Nu e o problemă, el e businessman, are bani. Vezi că ia uite-te, tăi dinții spun la urmă, ia uite așa, dacă te-ai uitat, spun la urmă. Asta numai oamenii de afaceri au. Mulțumesc mult, la revedere și ei sănătos, ai grijă de verișori, de neamuri și... Și marș acasă. Stop, eu am o întrebare, te rog frumos, n-am lungat. Vasile, pe cine tu vezi următorul la noi la show? Băi... E ca pe cine ai vrea tu să vezi la noi în show? Fu! Fu!
Eu lui bătrân și putea, pider. Băi, haideți, dați-mi vă propun în felul următor. Tu poți să stai așa încordat, că dacă ți-a făcut un eu mă simt la vad lui Vod. Șeți, Vase, intre pur în porți, îl iete. Așa sunt frunzele. Ați văzut vă dat cum chic cu faica din cui? Vase, poate vrei să faci și vreun sparing, nu deci, vrei? Deci, haide, dați-mi tot părere. Stăcuiască butcă. Dacă tot m-ai întrebat pe cine văd următorul la show-ul ăsta, hai vă propun să-l chemați pe Dan Meșină la acest show minunat, pentru că, băi, eu cred că omul ăsta are mult și să vă povestească și poate o să învățați ceva de la dânsul, pentru că vă sunteți absolut proști. A să-l întrebăm pe Dan dacă el a fi de acord să vină la noi în așa un context de show, numai că, Vase, tu înțelegi, okay. Noi nu putem așa să ne spălăm pula de tăți cum ne-a spălat-o de tine astăzi. Mă scuzați de expresie, vă rog. Păi, dar da. Tot și un businessman într-adevăr de afaceri, creează ceva, hrănește oameni. Nu înghim pe tăți cu trandașiri cum tu cu varta. Încearcă și tu să faci aici, fac eu și eu să vedem. Eu nu, deci, eu știu, mă. Eu prinesc această provocare. Dar mie e interesant dacă tu, Dan Meșină, prinești invitația noastră la show-ul dat. Dacă țineți această idee, voi trebuie toți să intrați la Dan Meșină în comentarii pe TikTok și să-i scrieți Dan, vin la acest show, la apendicit. La apendicit. Dar vreau să menționez faptul că schimbați contextul acest video, deoarece Dan Meșină poate să fută vă un lic și să nu mai... Apoi de asta și n-ați să-mi poți să-mi permit, dar tu, fiind o bucată de căcat de câini, la revedere. Sănătate. O seară bună la tăiat pățani, aplauze! Deci, prieteni, eu mă numesc Josan Vasile, sunt un tânăr ambițios care îmi doresc ceva mai mult și respectiv merg spre visurile mele. Eu vreau să le mulțumesc băieților lui Alexandru și lui Anatolii pentru invitație la acest show. Impresia mea este una, e ok, nu vreau să luați totul în serios. E un pic de glumă, ca voi să fiți mai fericiți, băieții stăruie ca voi să vă fie interesant și... Haideți să spunem așa că toate chestiile pe care le-au rolul lui Sasha, asta e să, cumva să nerveze oamenii și invitații care vin aici. Vă rog frumos să nu puneți asta la suflet și să nu comentați cu urât. Tot și e muncă, e pierdere de timp și toate chestiile se fac pentru voi. Eu vă mulțumesc frumos, vă așteptăm pe Ismail 86 pentru un buchețel frumos de flori ca să vă felicitați mamele, surorile sau bunicile.